Să rămână, să rămână. Să rămân de dorit. Să rămână, să rămână. La adăpost. Eu cred că e mai adăpost aici. Să rămân de vreți. Unde vreți. Seara, în primul rând. Am făcut să ne revedem. Am mai fost și acum două săptămâni adunat să vezi prin cartier, neanunțat, că nu trebuie să anunțăm tot timpul. M-am uitat că acest cartier este mai îngrijit față de alte cartiere și asta datorită dumneavoastră. Că întreținem acest cartier, noi la primărie nu prea am făcut temele în zona aceasta, mai avem de umblat la locul de joacă pentru copii, mai avem de umblat puțin la curățenie, la trotoare, dar zona arată bine. Problema cu icinul. I-am constrâns pe cei care dețin acest teren, adică prin amenzi, prin sancțiuni. Să sperăm că până tot au spus că vor demola, le-am dat o oferă de demolare, să rămână terenul liber. Nu s-au apucat încă, o să-i sancționăm în continuare pentru că e un focar de infecție. Mi-aduc aminte acest icin, nu știu dacă a funcționat vreodată. În 79-80. 69 până când? 5 ani până când? Mi-aduc aminte, am lucrat la Egipt în 84-83, era depozit de înghețată. Dar atât, nu mai era nimic acolo. Asta este în 83-84. 83-84, atât. Mi-aduc aminte. Eu spun să sunt de întrins, aici ar putea să facă ceva, nu știu, un complex comercial să facă, dar... O piață, cum acum, da? Piață de vânzare? Piață de vânzare. Să cumpere unul, să facă ceva, că ne-am săturat de... E vândut mai niște greșe. Face un magazin mare. Da, știu, că sunt niște greșe. I-am amendat pentru că nu întrețin în acest spațiu. În rest, zona Tăpinișor. Începem și peste drum. Ați văzut că am început să defrișăm. Sunt multe terenuri private. Să știți că primăria Mangalia nu are foarte multe terenuri aici. Sunt toate vândute, multe dintre luate pe pentru specul imobiliar, cum au fost cele peste drum, sau autoritatea militară, după care au împărțit și au luat unii și alții care nu au făcut nimic. Îi vedeți? Dar am spus clar, am dărâmat gardul, o mare mizerie, vom face și trotuarele aici pe Oituz, vom crea locurile de parcare. Ce faceți? Vom crea locurile de parcare când se intre de pe portul lui, pe partea dreaptă, începem să creăm și locuri de parcare, pentru că sunt multe mașini parcate pe trotuar și am văzut mămicilor, cărucioare, copii cu bicicletele, se lovesc de mașini, se lovesc de... De aceea vom crea și locuri de parcare. Da, vom crea și locuri de parcare. Ne-am dorit să vedem dacă se poate, când ieșiți din cartier, să avem două benzi de pe Vârtejan de intrare în oraș și una singură până la Vârtejan de intrare în zona aceasta, ca să puteți dimineața, când mergeți copii la școală, la muncă, să nu mai stați la coadă, acolo ați văzut că am încercat să fluidizăm și am reușit până la urmă la Adiman. Nu am putut face în legislatură că nu au dat voie, fiind calea ferată, n-am primit avizul de la drumurile naționale, fiind calea ferată, am încurcat circulația, nu cred că se supără prea tare pe noi. Scuze! Da, și nu am putut face sensul giratorul pentru că n-am primit avizul acum calea ferată aproape de acest obiectiv. Vom intra aici și cu spațiile verzi, da? Știți foarte bine că este un proiect la care țin foarte tare, vrem să igienizăm. Până acum primăria Mangalia, timp de 20 de ani, a cheltuit milioane de euro pe tuns buruieni. Am tuns mai buruieni, nu spații verzi adecvate, dar am intrat și o să vedeți fiecare. Dar la dumneavoastră am văzut că sunt unele spații îngrijite, altele neîngrijite, dar sunt mai puține cele neîngrijite. 2 sau 3 sau 5, haideți să urmile spre gaz. O problemă arzătoare, să spunem așa. Problema arzătoare pe lângă, eu știu, câinii fără stăpân, am căsat de la asta și fac o pică paranteză, n-am apucat de câini, am adunat vreo 900 până acum. Dacă avem 2500, tot nu se văd acești 900 plecați de pe lângă noi. Ba da, au venit, vă spun eu că nu mai stai aceea. Au fost. Văd aceiași câini. Nu. Rugămintea mea este ca cei vecini care, atunci când vin cei care ridică acești câini de pe stradă, să nu-i introducă în casa scării sau undeva să-i ascundă prin garaje. Ne îngreunează munca, să știți. La noi cam ascunde aici. Știu, ne îngreunează munca. De aceea mai sunt acei câini pe care știți de mult, pentru că sunt protejați, să spunem așa, de unii vecini de dumneavoastră. De aceea câinii, clar, până la sfârșitul vor dispărea din Mangalia. Nu vă asigur, pentru că este un proiect al nostru, un proiect extrem de important, cum a fost și cel cu gazul. Vă aduceți aminte în 2012, în decembrie, când am inaugurat puțin mai sus de dumneavoastră terminalul de gaz, ne-au zis că am îngropat butelia de aragaz în pământ. Vă aduceți aminte de, da? Uitați-vă că azi avem gaz în Mangalia și este și nu nicio minciună.
Mi-am dorit foarte tare ca dumneavoastră să fiți susținuți. De ce? Pentru că de când au fost construite aceste blocuri, gândite prost la vremea respectivă, cu sobe, cu lemne, dar eram deficitar în anii 87, 88, 84. 85, 86, da? Așa s-au gândit atunci să le facă, dar ce facem pentru că cele 7.000 de familii care locuiesc la blocurile în sistemul centralizat, care funcționează în agentul termic, în sistemul centralizat, au beneficiat de-a lungul timp de subvenție, da? Dumneavoastră deloc. Sunt 500 de familii, sau sunteți 500 de familii, care aveți în proprietate un apartament, pentru că niciodată n-ați fost ajutați. Așa este? Da? Niciodată dumneavoastră n-ați fost susținuți. Ce anume? Ce anume? Să învelopezi bloc. Știu, așa, niciodată mar. Această zonă nu a fost în atenția primăriei. Despre ce vorbim? Toate blocurile... Toate blocurile cu sobe discutăm. Toate blocurile cu sobe din Mangalia. Toate blocurile, pentru că așa mi se pare corect, vorbim de toate apartamentele, toate blocurile. Mai sunt și pe muncitorul, știți foarte bine. Dar era normal și firesc. Și le mulțumesc încă o dată Consiliul Local pentru că au înțeles acest proiect extrem de important pentru noastră, pentru noi, pentru noi toți. Pentru că acest gaz, da, gazul mă înseamnă civilizație, cum mi-am dorit totdeauna. Când am venit în zona dumneavoastră acum 2 ani de zile, când mă spuneam că și n-am promis nimic, n-ați crezut în mine. Eu n-am promis nimic, mi-am dorit decât civilizație. Și aici intrăm, spunem de câini, vorbim de căldură, vorbim de spații verzi, de trotuare, asta înseamnă civilizație. E, gunoiul, ghenele îngropate și multe altele, pe bani puțin. A trecut acest proiect și ați auzit acest lucru acum 2 zile, în ședința de Consiliu Local, marți de fapt, acum 3 zile, un proiect la care, repet, am ținut foarte tare. Am stat de vorbă cu fiecare membru al Consiliului Local, fiecare membru care este votat și este în Consiliul Local datorită dumneavoastră. Până la urmă am înțeles acest proiect. Îmi pare rău că acest proiect n-a intrat mai devreme, sau a intrat, dar n-a fost votat mai devreme. Este a treia oară când intrungem pe ordinea de zi, dar uitați că până la urmă într-un ceas, da? Al 12-lea fiind, până la urmă acest proiect a fost aprobat. Exact, și am zis la fel, niciodată nu-i prea târziu. Acum urmează pasul următor, să ne mișcăm noi, vorbesc de noi, de administrația locală, să ne mișcăm foarte repede ca dumneavoastră până la începutul ienii să beneficiați de acest confort. Autorizațiile, că acestea durează pentru că discutăm de caz. Ce anume? Până începe legile, dacă e bine să... Nu avem, nu, haideți să nu discutăm, că nu înțeleg ce facem aici la Mangalia. Ce anume? Ăsta e adevărul. Deci trageți gazele până începe legile sau nu le trageți? Da, indiferent va vrea ca legile pe legile. Primarul municipiului Mangalia nu are alegeri. Numai puțin, vă rog, haideți să discut o dată pentru totdeauna. O dată pentru totdeauna. Politicul a îngropat orașul Mangalia. Politicul și-a băgat coada peste tot. Haideți să nu amestecăm lucrurile. Haideți să nu amestecăm lucrurile, să implicăm politicul în aceste acțiuni. Primarul municipiului Mangalia nu are astăzi alegeri. Da? Nu avem legătură cu acest lucru. Dacă o faptă bună este asociată cu o parte politică, pe mine mă deranjează foarte tare. Suntem aici timp de 4 ani de zile, datorită dumneavoastră să facem niște lucruri în acest oraș. În cazul în care lucrurile până în 2016 nu merg într-o direcție bună, în pixul noastră, în șapra noastră, stă să schimbați actuala administrație. Până atunci, de să începem, putem face, repet, pentru a treia oară, primarul nu este nicio campanie, nu candidează. Bun. O secundă. Până a certat pe cineva, am rugămintea să-i certați pe cei care 24 de ani au îngropat orașul. Nu i-a certat, i-ați votat. Bun. Nu o să dau vina pentru că astăzi gaz este în Mangalia, n-am dat vina pe nimeni. Faptul că astăzi începe să adunăm câinii Mangalia, n-am dat vina pe nimeni. Dacă vreți să aruncăm pe greu moștenire, din 12 milioane de ore, în 2 ani de zile am acoperit 6 milioane. E foarte greu, vă spun eu. Dacă ne pricepem la toate, dacă ne pricepem la toate, vă aștept la primării să mă ajutați. Că e foarte greu, să știți. Să discutăm despre gaz, dar știți care este marea problema a Mangaliei? Toți facem politică, toți ne pricepem la toate, și la căldură, și la... Am văzut pe atunci să ne pricep la toți. Eu am recunoscut, nu mă pricep la toate. Eu recunosc, nu mă pricep la, de aceea sunt lângă mine niște oameni care se pricep, unul la căldură, unul la, nu știu, la subvenție, altul la orice altceva. Eu nu mă pricep la toate. Poate nu să vă pricep la toate, îmi pare rău, chiar puteți să ne ajutați. Bun, haideți să revenim la gaz. De aceea noi trebuie să ne mișcăm foarte repede, indiferent de ce se întâmplă la nivelul central, da? Indiferent de ce se întâmplă, dumneavoastră trebuie să aveți un confort termic în casă, nu cu lemne în cârcă în 2014. Da?
Și nu-mi cereți, domnul meu, în 2 ani de zile să fac ce nu s-a făcut în 24. Niciodată să nu cer să fac. Să, acum că veniți să cereți să facem anvelopare, să punem... Eu n-am promis nimic nici acum 2 ani de zile. Eu n-am promis. Dacă vă aminte, uitați-vă pe casete. Aveți înregistrările de acum 2 ani de zile, când eu nu eram primar și nu am promis nimic. Poate de aceea unii oameni au avut încredere în mine. Nu promit nimic nici acum. Decât am venit când deja avem un proiect gazul care astăzi îl puteți avea. Dacă vă deranjează, nu vă puteți trage gaz, puteți să mergeți cu lemnele în cârcă până sus la etajul 3. Cei care am plătit, avem deja plătit? Nu, tot ce s-a plătit, îmi pare rău, nu se poate retroactiv absolut nimic. Ce face? Păi nu, noi discutăm ce vom face acum că primăria Maga nu vă poate da bani. Banul public, bugetul local, nu este al meu de acasă și fac ce vreau cu el. De aceea, unde s-a plătit, îmi pare rău, am încercat să mișc mai repede. De 3 luni de zile încercăm să-i ducem pe ordinea de zi acest proiect, dar a fost... Haideți să începem ce facem de azi. Vom vedea fiecare subiect, pentru că noi acum ne-am întâlnit să discutăm, după care fiecare în funcție cu administratorii de bloc, vedem ce se întâmplă, vorbim cu furnizorul de gaz, încercăm să vă ajutăm și pe cei care ați plătit. Nu pot să vă dau astăzi un răspuns, că nu știu exact cum că ați plătit, dacă vă pot da bani înapoi, ceea ce este aproape imposibil, dacă mă trebuie să spui. Vom vedea la toate la timpul lor. Haideți să vedem când exact. Da? Bun. Știți cum e? Când venim cu ceva, încercăm să forțăm, să venim și cu aia. Nu se poate. Haideți să luăm etapizat, vă rog eu frumos, că nu ne grăbim. Lucrurile trainice nu se fac peste noapte. Nu încerc să fac peste noapte ceva, că nu voi face niciodată, că nu va da bine. Pot să pun și eu 4 panseluțe și o spun cât de frumos e în Mangalia. Nu voi face acest lucru. Bun. Deci încă o dată, veți fi informați, rugămintea mea este, voi ține legătura cu administratorii de bloc, cu președinții pe care aveți, vreau să implicați mai mult pe cei care nu se implică, dar în zona aceasta s-au implicat, inclusiv au venit la ședința de marți și bănuiesc că v-au confirmat acest lucru și eu am rugat să vină, deci vom ține legătura și veți fi informați prin președinții sau administratorii de bloc, da? Telefonul meu aveți, de câte ori aveți vreo nelămurire și știți că m-ați sunat, sunați-mă, îl țin la mine. Da? Și v-am lăsat tot timpul numărul, dacă vreți să mă dau încă o dată memorație și când vreți o informație corectă, am rugămintea să mă sunați. Nu luați informația de pe stradă, de pe bloguri, de pe oriunde din altă parte. Puteți să sunați direct cel care vă poate da o informație corectă și în cazul în care v-am mințit, spuneți, băi, l-am sunat pe primar și mi-a spus toate lucrul acesta. Nu-l cred pentru că nu s-a întâmplat. Dar restul, dacă ne informăm de pe blocuri, că văd că zâmbiți așa malicios, nu are niciun fel de importanță, nu mă deranjează, nu ne informăm de pe blocuri, de pe stradă, la colțul blocului, haideți o dată pentru oameni, pentru că noi eram o comunitate micuță, unită, da? Și nu ne băteam joc unii de alții. Dacă vrem o informație corectă, o luăm de la primar, nu de pe stradă. Bun, deci informația, noi vom ține legătura, că mi-e foarte greu să țin legătura cu 500 de familii. Credeți-mă că nu am cum și trebuie să mișcăm foarte repede. Președinții, administratorii de bloc vor veni și vă vor informa tot timpul. Mai mult decât atât, zilele următoare veți primi pe casa scării, o să lipim afișele, da? Și o să vă spunem exact care sunt etapele, da? Să le vedeți și noastră și când se întâmplă. Greu a trecut. Acum urmează, vă spuneam, avizele și absolut tot pentru că îți scunde de gaz. Și nu putem să lucrăm pe genunchi, într-o noapte se întâmplă, pentru că, Doamne ferește, dacă nu se lucrează cu profesionist și cu profesionalism, putem să avem de suferit. Nu trebuie să vă sperie că a mai venit cineva acum de ani să spună, domne, gaze, explodăm, luăm foc. Gaze există în București, în Constanța, în Ploiești, de 400 de ani, de 50 de ani, nu s-a întâmplat nimic. Dacă se fac improvizații, într-adevăr, e o problemă majoră și nu vă recomand să faceți în interior improvizații. Mai mult decât atât, veți vedea că la ușă o să vă bată foarte multe filme, pentru că noastră din casă începe să vă puneți centrale, foarte multe filme care spun, domne, noi suntem cei mai buni. Eu nu vă recomand nicio firmă. Singura mea rugăminte, o să primiți la vizier ce date să cereți de la firma respectivă care o să o bată la ușă. Pentru că dacă pune, o să știți că ieftin și bun nu există. Discutăm de gaz. Noi o să vă punem, repet, la vizier documente pe care vreau să le cereți, insist să le cereți, firme care o să o bată la ușă. Da? Pentru că trebuie să fiți informați. În momentul când bate o firmă la ușă pentru centrale, o să vedeți exact, domnule, te rog frumos, arată-mi și aceste documente. Să văd dacă ești autorizat, acreditat, e tot în regulă, lucrezi cu, eu știu, materiale corespunzătoare, da? Bun. Repet, toate informațiile și acum o să vă ascult pe dumneavoastră, le veți primi prin administratorul de bloc sau președintele blocului, plus la vizier. Dacă nu sunteți lămuriți pe deplin, mă puteți suna personal, da? Veți avea directorul de zonă, care acum nu este cearul de sănătate, Claudiu Stamate, pe care îl cunoașteți, da? Îl știți, bănuiesc. Claudiu Stamate, mai este și Pavel. Îl vedeți aici, da? Este colegul nostru, îl puteți șufuli sau îl puteți lua de mustață dacă nu corespunde. Bun, glumesc acum, este un om care se implică în zona dumneavoastră și mulțumesc. Vă ascult acum pe dumneavoastră.
seama va fi până la intrarea în scară sau și pe scară? Proiectul a fost că până la intrarea, dar o să vedem cum o facem să o băgăm, pentru că în interiorul scării sunteți proprietari. Noi discutăm până la limita cuvintei, dar până la urmă se discută acum și nu pot da un răspuns exact. Bine, nu poate putea la scară sau până la scară, până la ceas. Ceasul mi se pare că va fi în interior. Noi trebuie să venim conducta până la ceas. Nu știu unde va fi ceasul montat, sunt niște probleme tehnice, nu mă pricep să vă dezinformez dacă o spun că până la... Deci până la ceas. Unde va fi ceasul, că în interior, că în exterior, deci până la ceas noi putem veni cu această conductă. La ceasul central? La fiecare scară va fi un ceas. Asta este clar. Nu, la de timp ce nu le cunosc, o să vină specialistul să vă spun aceste lucruri. Zilele următoare le aveți aflat la vizier, vă spun clar. Deci până la ceas. Cum? În momentul când toate avizele, dar vă spun clar ce înseamnă avize. Zilele următoare să știu fiecare aviz, mă implic personal. Și nu am alegeri, stimate domn, mă implic personal ca acest aviz să se iasă cât mai repede. Da? Până sus la etaj. Bun, alte întrebări, vă rog. Până sus la etaj, așa e spun apoi. Exact. Noi trebuie să vedem până la ceas. Tocmai de aceea, încă o dată vă spun, prima, a doua, a șaptea oară. Încă o dată, noi trebuie să facem, nu mai dăm din... Îmi place că dăm din... Tot nemulțumiți suntem. Că o facem, dar de ce nu o facem? Când o faci, dar a spus că, domne, să cârcotim, suntem cei mai buni. Dacă vreți, cârcotim până mâine dimineață. Dar uitați că am cârcotit și pică orașul pe noi. Pică orașul pe noi. Haideți, nu. Așa nu ai primar. Haideți să nu mai implicăm poliția. Au ales un primar, Radu Cristian. Poate nu vă place lucrul ăsta. Haideți să vedem ce va face acest individ. Dacă nu, rugămintea mea este... Am o rugăminte mare. Să nu mă țineți vreo 3 mandate pe aici dacă nu îmi place. Până la urmă nu mai trageți. Haideți să nu mai... Bun. Deci rugămintea mea pentru a... V-am spus-o clar. Haideți să discutăm cu oamenii care vor să înțeleagă acest lucru. Deci conducta... Da, nu are importanță. Conducta... Haideți să nu mai polițăm discuția. Deci conducta va fi până la ceas. Dacă ceasul e la etajul 3 sau a fi la intrare în scară, până acolo va fi conducta. Da? Deci vom vedea exact, pentru că nu știu acum unde va fi. Exact. În cazul în care este așa... Dar ceasul vine din jos. La parter. Deci încă o dată v-am spus clar. Conducta în interior, domnule, 7 lei, 10 lei, nu cred că acea conductă cea mai importantă. Dacă ceasul, dacă se poate până la etajul 3, așa cum am spus atunci, tehnic și legal, deci dacă tehnic, nu mai puțin vă rog, dacă tehnic și legal se poate până la etajul 3, așa se va întâmpla. Da? Bun, vă rog. Da, știu, măsurătorii sunt făcute, știu, dar repet, tehnic și legal, dacă așa este, până la etajul 3 va merge conducta, da, așa cum am spus inițial, da, m-ați auzit? Bun, vă rog, vă ascult pe dumneavoastră. Parcul între pe 1, pe 2, ce se repară? Fiecare apartament da. Are ceasul respectiv la gaz, deci pe la care ceas? Încă o dată sunt lucruri tehnice pe care eu am spus, nu pot da un răspuns. Zilele următoare mă voi documenta și o să aveți la vizier trecut toate aceste probleme, toate problemele vor fi trecute pe acela vizier. Nu cu probleme un om al gazului care este documentat în problema asta? Acum nu. O persoană care e din partea gazului. Cei de la care furnizează astăzi gazul în Mangalia printr-un contract, sunt cei de la Megaconstruct. Directul Megaconstruct nu a putut să fie astăzi aici, directul. Doamna v-a pus o întrebare. Documentați. Zilele următoare asta au trecut 3 unii omul respectiv. Au trecut 3 zile când este proiectul. Rugămintea mea este să nu ne grăbim să așezăm toate datele. Directorul Megaconstruct, care e la București, nu a putut să vină astăzi. O persoană din partea lui, un rugămintea mea este delegat, încă o dată v-am spus că mă implic personal ca lucrul să se desfășoare normal rapid. Dar nu trebuie să ne supărăm că nu a venit și nu spune azi unde e ceasul, unde va fi. Hai! Dar ce faci? Ne faci din gură? V-am întrebat să fim... Bun, v-a spus. V-a pus doamna o întrebare. Nu pot să-i răspund astăzi, vrei să o mint dacă vrei să... Eu ce v-am zis dumneavoastră? Ce-am zis? Eu ce v-am zis, dar am stat din gură? Am zis că nu pot, a treia oară că nu pot să-i... Nu confundați primarul cu agentul economic. Vă rog eu frumos. Că dacă luăm de urechi primarul că nu face prețul astăzi, nu ați găsit persoana potrivită. Deci, da? Vă rog frumos. Domnul primar, ne-am dus acolo și să depunem documentele, cei de la Megaconstruct, așa spun în felul următor. Domnule, noi vrem să tragem acolo, dar nu spune de rețeaua până acolo cine o plătește. Aia este până la scară. Deci până la scară, sau poate la etajul 3, primăria municipiului Mangalia va suporta aceste cheltuieli.
Deci branșamentul de la partea ta. Exact. Deci primăria municipiului Mangalia va suporta cheltuiala până, v-a spus, până la ceas. Dacă ceasul etajul 3, până acolo va suporta primăria. De la ceas până la dumneavoastră în casă, dumneavoastră veți suporta. Și în interiorul, în interiorul casei, bineînțeles, dumneavoastră. Nu știu cine îți plătește. Noi vorbim de marți seara, s-a întâmplat. Numai puțin. Deci dumnealui a fost luni, numai puțin, vă rog. Luni a fost la Mega Construct. Problema este în felul următor. Numai puțin că nu mă pot acopi, ce scuze. Marți seara a fost ședința de Consiliu Local. Marți, asta este vineri. Marți a fost. Dumneavoastră a fost luni. Luni nu aveau niciun răspuns nici dumneavoastră, pentru că nu aveam hotărât de Consiliu Local. Păi nu aveau cum, pentru că marți seara a fost ședința de Consiliu Local. Bun. Da? Deci asta vreau să... Zilele următoare veți afla aceste detalii. Da? Vor fi afișate și v-am spus clar, primăria, pentru a treia oară, primăria municipiului Mangalia, Consiliul Local Mangalia, vor suporta cheltuielile până la ceas. V-am spus, dacă ceasul este la etajul 3, până acolo. Dar oricum va fi clar până în bloc. Asta este clar. Da? Alte întrebări, vă rog. Vă rog. Primar, da. Avem noi aici, lângă noi, care e treaba la mutat. S-a desfințat. Dumneavoastră aveți gene de gunoi, acolo era folosit de cei de la case care n-au contract cu gunoiul și aruncau din mașină pe fereastră gunoi, da? Trebuie pus o cameră acolo, că și acum arunc. Vă spun eu ce vom face de la anul. Vă spun ce vom face de la anul. Și nu ați dat o promisiune, suntem obligați să o facem, că nu se poate altfel. De la anul, gunoiul, pentru că sunt foarte, foarte mulți, vorbim de sute, de familii care n-au contract cu gunoiul, sute de familii. Exact, și anuncă peste tot gunoaiele. În momentul când vor plăti impozitul la casă, se oprește și taxa de gunoi. Și din momentul acela își scoate gunoiul afară și trece și ea. Și atunci vor fi toți, vor plăti toți gunoiul. Pentru că a zis ghenele, am îngropat, dar pe lângă ghene am lăsat toate ghenele. Toate ghenele vor fi îngropate până în 2016. E un proiect unde primăria municipiului Mangalia am dat un leu. Rețineți, în baza contract de salubrizare, i-am rugat, ca să nu spun am impus, i-am rugat pe cei care au acest contract că pot face pentru acest municipiu, vorbind de o stațiune turistică, un confort, adică toate ghenele să fie îngropate. Și atunci nu mai avem, câini oricum vor dispărea, dar nu mai o să avem hoz de la gunoaie sau vara să miroasă foarte urât. E un proiect, suntem al treilea sau al patrulea oraș din România care avem ghenele îngropate. Da? Și n-am promis asta niciodată. Dar tot se face. De aceea vă spuneam clar că am mai lăsat ghenele acelea de lângă cele îngropate, pentru că vara se mai închiriază apartamentele, sunt și erau, nu erau de ajuns aceste ghene, nu erau suficiente și le-am mai lăsat pe acestea. Toate vor dispărea, vor rămâne numai cele îngropate. De aceea am desfințat și acea ghenă de gunoi, pentru acolo a spus că este îngrădit, acolo este un proiect cu finanțare europeană, vorbind de cetatea Caratis, care va fi pusă în valoare, va fi o zonă extrem de circulată și vizitată de turiști. Vă rog. Domnul primar, în concluzie, deci da. Putem acum, de la dumneavoastră, prin proiectele care le aveți, până în toamnă, să avem acest proiect derulat? Toamna este acum, noi încercăm. Încă o dată v-am spus clar, eu îmi doresc foarte mult ca până în decembrie deja să aveți conducta în... exact. Ca după aceea să se puteți. Știu. Mă spat așa cum ați bătut și până acum v-am spus, de 3 luni de zile mă chinui să introduc acest proiect să fie votat, de 3 luni. Dacă era votat de prima dată, astăzi aveați deja gaz în casă. Dar de aici și până am certat tot pe mine, e cale lungă. Să ne punem exact, exact. Dar toate rugămintea mea e comunicați cu administratorul, cu președintele de bloc. Vă rog foarte mult, pentru că e, da? Și eu o să vă informeze. Inclusiv directorul de zonă și Pavel vor veni la dumneavoastră și o să vă informeze. Da? Deci vă rog. Spațiile verzi vor fi amenajate, nu dispare niciun spațiu verde. O să vă arăt poze de pe rozelor cu șerpi pe rozelor. Poză trimisă de o doamnă, nu de mine, da? Pentru că, așa zisul Garviu, după Gardul Viu sunt căpușe, sunt țari, șerpi, am găsit pe șoseaua Constanței și Șobolan morți și copiii noastre se joacă pe aici. Acesta nu e un spațiu verde amenajat, să spunem, nici acesta, dacă îl vedeți. Vă pune hidranți și o să întrețină spațiul verzi, dar împreună cu dumneavoastră.
pe unde nu sunt. Ați văzut că am început pe Tesă Severu să îngropăm hidranți, am început pe șoseaua Constanței Șantier. E un disconfort și le cerem scuze, dar trebuie să facem aceste lucruri pentru că nu mai vreau să dăm milioane de euro pe tuns buruieni în oraș. Vreau să avem spațiu verde. Mangale a pierdut startul față de alte localități, pentru că alte localități, vă dau Miercurea Ciuc, Brașovul, Sibiu, mergeți și vedeți ce spații verzi au. Noi nu avem spații verzi. Avem niște minciuni de spații verzi, niște bani aruncați pe fereastră cu 4 pasăruță, 3 trandafiri. Gata, sunt milioane de euro aruncate, da? De 20 de ani. Vă rog. O să vedeți clar ce vom face. Noi mergeți pe mâna noastră și dacă nu o să vă placă, puteți să mă schimbați. Și vine mașina până lângă geam și parchează și te deranjează. Am rugămintea. Nu chiar așa. Numai puțin. Dacă ați fost atent... Dacă ați fost atent, cineva a depus bani ăștia la primărie. Dacă ați fost atent, gata, o secundă. Am văzut într-o parte la blocul la pe Albatros sârmă ghimpată pusă. Rețineți un lucru, acesta e domeniul public. Nu putem interveni fiecare cum ne place. Pe Tesă Săveanu am fost reclamat că am tăiat un pom. Da? Într-adevăr a fost tăiat. Dar știți de ce? Că a spart canalizarea. Și tot timpul subsolul era inundat. Și ne-au tot la primar să spună ce faceți, domnule, faceți nimic. Un pom plantat acum 7, 10, 15 ani de un om care, domnule, aici vreau un pom. Pe domeniul public nu se intervine. Veți avea de sub gaz, veți avea conturi de apă. Nu putem planta oriunde și oricum. Noi avem toate aceste trasee. Dar vreau să rețineți un lucru. Spațiile verzi de lângă bloc vor rămâne dacă sunt amenajate corespunzător. Rest, nu petonăm nimic. Am spus mai devreme, aici vor fi un spațiu verde, la șosea, loc de parcare, ca cea mai neîngrijit, trotuar, după care spațiu verde. Acel lucru se va desfința. Dar haideți înainte să nu mai dăm din casă, să ne supărăm înainte a face ceva. Veți vedea că atunci când vom veni în zonă, o să vă consultăm. Nu se intervine până nu stăm de vorbă. Și dacă o grădină de lângă bloc, cum sunt pomii aceia, rămâne o grădină frumoasă, cu un gard frumos, e întreținut și toți vecinii își doresc ca aia să rămână, va rămâne. Dacă nu, va fi un spațiu verde, adică numai gazon cu pomi, după care veni și cu flori sau vedem altceva ce se va întâmpla. Nu mai intervenim fiecare, nu mai intervenim fiecare cum își dorește, că așa îi place lui în fața blocului. Repet, pe sud avem și conducte, vom avea și conducte de gaz. Nu putem planta peste tot pomi, ca așa vrem noi. Nu se poate. Vă rog frumos, chiar aici insist, dau să discutăm. Putem atinge cu... Putem atinge cu... Păi da, săpăm, punem și dăm peste goma de gaz și pe aceea când explodă, ne vedem ce facem. Dar toate la timpul lor, veți vedea că spațiul verde va exista, nu o să dispară, vom crea mai multe spații verzi, mai mult decât peste drum de dumneavoastră, parc de 3 hectare, unde a fost ComCM-ul. Da? Se lucrează la proiect, de urmă o finanțare europeană, parcul va costa 3 milioane de euro din bani europeni. Și vom ne axăm foarte mult bani europeni, inclusiv pe reabilitatul blocurilor, că dumnealui, când vom reabilita, dacă vor fi bani europeni, de ce scoatem din bugetul și așa, și așa, sunt de la fundul sacului, am avut 12 milioane de euro gaură, 12 milioane de euro gaură, mai avem 6 în 2 ani de zile, 6 milioane acoperite. Dar nu putem face minuni, nu pot face așa, n-am cum. Dar așteptăm finanțarea europeană pentru că pe bani europeni putem face spații verzi, parcuri, reabilitare de blocuri, străzi, asfaltate, trotuare. Da? Bun. Dacă-ți la parchet, până la 3. De acolo fiecare apartament se branșează un om care vrea. Corect. În casă nu avem voie să dăm bani să vă branșați în casă. Fiecare om când vrea, când poate, când are. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Încercăm până la urmă și să sperăm că vom reuși. Ne gândim să amintem. Un subiect este important pentru că foarte multe dumneavoastră poate nu să aibă bani să-și achizeze o centrală sau să-și tragă conductele în casă. Vom încerca să negociem cu furnizorul de gaz să vă vândă rate. Da? Să sperăm că vom reuși. E un pas, pas următor, zilele următoare vom avea această întâlnire să punem la punct toate aceste detalii pe care astăzi le cunoaștem și poate vă supărați prin, dar nu cunosc toate detaliile astăzi. Trebuie să stăm la masa negocierilor să discutăm ca dumneavoastră să obțineți un preț bun. Mai mult decât atât, ca să știți un lucru foarte important, că vorbeam de negocieri. Presiunea nu este foarte mare pe bugetul local. Deci faptul, pentru că avem, o să ne ajute aici și Goldtermul. Goldtermul este compania 100% a Consiliului Local. Da? Este furnizorul de acent termic în Mangalia. Bun. Goldtermul va veni și va interveni pe aici, deci nu ne costă nimic, de aceea prețul este foarte mic. Și toată această investiție, la toate blocurile cu sobă, vorbim de vreo 500 de apartamente, înseamnă undeva la vreo 400 de mii de lei. Undeva până într-o 100 de mii de euro. Foarte puțin, vă spun eu. Pentru că s-a negociat foarte mult. Puteam să facem și cu 500 de mii de euro, puteam să facem și cu 90 de mii. Și am ales să facem cu 90 de mii. Dar am negociat foarte mult.
Uitați-vă că furnizorul de gaz a făcut și la școala, a racordat școala numărul 2 fără să coste nimic. Încercăm spitalul, de asemenea, un preț foarte mic, a racordat și spitalul la gaz. Încercăm să negociem, pentru că e vorba de bani public, banul dumneavoastră, și încercăm, pentru că un leu în plus înseamnă mai facem un loc de joacă pentru copii, mai facem niște trotuare și multe altele. Vă rog. O întrebare. Vă rog. Izolația blocurilor. Da. Plafon. Este vreo lege care să oblig locatarii de la parter până la ultimul etaj să participe în condițiile în care eu stau la etajul 3 și vecinii mei spun că n-au acoperiș. Trebuie să participe și la subsol. Doamna Angela, vă rog să explicați cum au zis vecinii și câți bani au dat. Sunt administrator, toată lumea, ceilalți contribuiți pentru că vor să facă o lege în care eu să mă implic, să-i oblig, pentru că ei nu vor, nici prin asociații. Sunt obligați să deci în cadrul asociației, numai puțin vă rog, deci de la subsol până la etajul 3, cum sunt blocurile dumneavoastră, toți locatarii trebuie să contribuie și la acoperiș și la subsol. Eu la subsol m-am implicat, subsol la toți. Etajul 3, dar ei nu vor, mai ales că este și acea masă. Părerea mea, exact, de la, aveți de la soare, de la ploie. Cade și la un copil sau chiar la un om mare. Și asta nu-i interesează că ei nu stau la etajul 3. Rugămintea mea e să vă înțelegeți. Haideți să nu ne mai certăm, să ne facem, pentru că locuiți, sunteți vecini de atâția ani. E clar, atunci trebuie să sunteți obligați, să știți, locuind, sunteți obligați să contribuiți și la acoperiș și la subsol. Dar îmi doresc foarte tare și o să vă informez în timp util. Vă spuneam clar că ne pregătim pentru a prinde ca toate cele 300 de blocuri din Mangalia să fie reabilitate termic pe banii europeni. Da? E un proiect la care lucrăm acum. Vă rog. Luna iulie, acoperișul de pe bloc, din tot felul de material, a picat pe mașini, bine că n-a picat pe oameni. Au distrus case, au distrus... Doamne ferește, deci nu interveniți decât așa cum a fost construit blocul cu smoală, cu izolație. Dacă ea este făcută corespunzător, nu vă plouă în casă. Și noi dacă am dat banii de două ori pentru acoperiș, n-a făcut nimic azi la pușturi, n-a luat vântul. Da, dar vedeți cu ce firme lucrați, pentru că firma, nu, firma cu care colaborați, cu care lucrați, firma trebuie să fie una care are un, numai puțin, are un istoric. Vă uitați dacă firma are să face izolație de 20 de ani, că dacă face izolație de 2 săptămâni, nu vă recomand să o contractați, pentru că am pățit-o, vă spun clar, la cantina socială, o firmă înființată acum, cu 3 zile sau cu o săptămână înainte de a se câștiga licitația, a câștigat licitația acum 4 ani, a făcut acoperișul și acum voi invi la cantina socială să vedeți cum pică acoperișul pe noi. Firma a dispărut, nu mai există. Poate așa poți și la blocuri. Rugămintea mea este să contractați firme care sunt pe piață de 7-80 ani și care fac izolații de atunci, nu care fac de 3 zile. Cereți istoricul. Da? E recomandarea mea, uitați-vă cu cine lucrați, nu mai vă bucurați că vă oferă un leu. Mai puțin și atunci ieftin și bun nu există. Ori faceți un lucru să dureze 20 de ani, sau dați mai puțin cu un leu și vă ține 3 zile. Vă rog. Domnul primar, apropo de presă, noi de aici, tot cartierul ăsta, inclusiv toate vilele de aici și toate astea, nu aveam presă deloc aici. Trebuie să mergem în centrul Mangalei să... Absolut nimic. Aveți dreptate. Eu îmi doresc altceva să mai facem aici. O piață. Nu luați ca o promisiune că o să mă certe dumnealui, domnul de acolo. Nu e o promisiune, eu mă gândesc. Eu mă gândesc să știți de foarte mult timp, pentru că pe lângă blocul mai avem și cartierul de case, e un cartier care se va dezvolta și pe partea stângă se va dezvolta cartierul și atunci trebuie o piață aici. Stație de autobuz, trotuare, uitați-vă că nu sunt pe partea stângă, nu sunt. E un lucru la care nu vă ascund că mă gândesc la ce, dar nu mai avem terenul. Primăria Mangalia nu mai are terenul. Nu e privat, totul a fost vândut. Tot e vândut. Da? Nu, este amendat. Toți cei... Haideți să vă spun un lucru. Terenurile care le vedeți în stațiuni, că toată lumea urchează primarul, că nu face nimic primarul, totul e privat. Luate pentru specule imobiliare, la bani puțin, mai dacă erai prieten cu ei sau nu are importanță. Am început să-i amendăm. Eu nu am venit la primăria Mangalia să fiu popular, nu am venit la primăria Mangalia să iau măsuri electorale, nu, am venit să-mi fac datoria. Dacă se dorește, și voi lua câteva măsuri nepopulare, i-am dat afară pe cei care stau în casele primăriei și sunt la furat,
I-am dat afară pe cei care mănâncă la cantina socială și aveam bani de țigări și de băuturi și mi-au cu taxiul la cantina socială. Nu mai mănâncă, din 400 de oameni mai sunt 80. Dar sunt nepopular pentru unii, să știți. Le-am dat amenzi, sute de amenzi la cei care au terenurile neîngrijite. Pentru că toți se urechează, cum știți dumneavoastră, că terenul primării, vă spune că nu este, dar până azi și azi al primării și jurați primarul, nu? Primarul era de vină. Vă spune că e teren privat. Toți sunt amendați. Domnul primar, da, terenul de lângă containerul de gunoi, da, care s-a îngrădit acolo, lângă polul, vă spun, aici aude o grămadă de lume. O să fie depozit de gunoi. Dacă nu va arunca toată lumea gunoi acolo. Acolo vor fi camere de la Petrici și doresc un proiect. Chiar vă rog să puneți că cei din cartier de acolo... Acolo este european, este, va fi acolo, este, v-am spus-o clar. Zona aceasta va fi extrem de circulată, vor fi foarte mulți turiști. Pentru acolo este muzeu, acolo noi punem o valoare cea dată Calatis pe un proiect european de 3 milioane de euro, va fi gata în primăvară, inclusiv această zonă, și suntem obligați să protejăm zona respectivă. Veți vedea un proiect frumos și în centru, lângă grădina de vară, ați văzut că este îngrădit și acolo, pentru că vorbim de o cetate. Peste drum vă spuneam de parc, la ComCM va fi un parc de 3 hectare, destul de frumos, se lucrează la proiect, dar până atunci trebuie să nivelăm terenul care arată jarnic zona. Până în stadion. Domnul primar, fiindcă una, domnule. Armata și primăria. Unele stă la armată, unele la primărie. Le vom dărâma, dar ca să dărâm trebuie să ai bani. Ele arătau bine cândva și puteau fi funcționale. Dacă nu au fost păzite la vremea respectivă, au fost furate, s-a luat totul și asta e. Domnul primar, încă ceva, oborul ăla, ăla e obor? Nu, referitor la obor, numai puțin, că e foarte important. Ăla e țigănie, nu e foarte important punctul, pentru că... Da. Pe perioada cât până o să facem acel obor, și vă spun acum cu oborul, am luat decizia să blocăm strada. Se blochează și în Europa, oriunde când se întâmplă ceva, pentru 4 ore nu se supără nimeni. Dar, în 2007, primăria Mangalia a cheltuit 150.000 de euro pe un obor. Acel obor nu există. Rețineți, am fost nevoit să fac plângere penală, pentru că nu am cum să registrez în actele primăriei oborul, că el nu există. Dar banii au fost dați. 2007, 150.000 de euro. Oborul nu există, vă arăt poze. De aceea vă spuneam clar, pentru că avem deja în zona aceea creat un obor. V-am spus anul, când este și am făcut plângere penală. Bun, haideți să nu discutăm. Deci oborul va funcționa. Lângă obor, a zis că este un platou plin de burieni cu... Da? Acel teren este privat. E de 40 de ani. Comcer al Dolj. Am luat legătura cu administratorul. Zilele următoare o să mă întâlnesc. Am fost miercuri la București, nu a putut să vină pentru că a fost, era la Londra. Și era cu taromul în grevă. Era taromul în grevă pentru că m-am dus să mă întâlnesc inclusiv cu dumnealui. Pentru că vrem, fără bani, până vom face oborul, care costă ceva, după ce s-au 250.000 și nu există nimic, noi trebuie să îndreptăm niște lucruri, din păcate, vom face acolo oborul. O să defrișăm, pentru că e un platou azut betonat, sunt niște măsuțe, punem toalete și va fi un cadru civilizat. Acolo vreau să facem oborul până să o construiască primăria, că un obor costă bani. Avem și alte priorități, cum ar fi drumurile, spațiile verzi, trotuarele, pentru că mă uit, copiii dumneavoastră mergeți pe partea carosului, mașini sparcate pe trotuar. Cum este și aici? Nu-i vina celui care are mașina. Și noi trebuie să facem trotuar, să creăm locuri de parcare și copiii să meargă pe biciclete, pe trotuare, liniștiți sau dumneavoastră. Da, aici aveți dreptate. Trotuarul la noi nu s-a făcut de când niciodată, s-a făcut locurile. Niciodată. Vom intra și aici fără să distrugem spațiile verzi. Aveți încredere. Le vom pune în valoare, toate spațiile verzi. Deci veți avea pe lângă blocuri. Mai mult decât atât, aștept din partea dumneavoastră să modernizăm aceste garaje. Ceea ce vă dai și mie nu-mi place. Da? Mie nu-mi place. Cu cablurile trase de la etaj, deci haideți să vorbim, discutăm că peste drum, da? Într-un an de zile vom avea turiști. Și nu o să rămân acolo. Voi intra și ei pe aici prin cartiere, ca orice turist. Eu că mă duc undeva ca turist, intru să văd ce se mai întâmplă. Nu arată bine. Am venit cu un proiect modern pe care l-ați văzut, l-am prezentat. O să iau legătura cu administratorii de bloc, să iau legătura cu dumneavoastră, pentru că trebuie modernizate. Mai mult decât atât, multe dintre ele nici măcar nu sunt cu mașini. Da? Cel care nu are nicio mașină, se realizează contractul, vă spun, din capul locului. Mașina nu poate să fie și pe asfalt sau pe trotuar și garajul gol. Exclus acest lucru. Chiar dacă vă supărați pe mine. Nu vreau să vă supărați pe mine. Cel care are garaj nu trebuie să aibă mai mult decât o mașină și un pic.
pentru că după aceea ne gândim că cel care nu are garaj, dar uitați mașini parcate pe aici, care nu au garaj, ce face? Noi trebuie să ne gândim și la cei cu garaj și la cei fără garaj. Exact, sau depozit de lemne. Acum nu o să mai vezi lemne. O să... Bun, de aceea vreau să modernizăm garajele. Una, deci clar, o să vedeți un proiect interesant de modernizare, vi l-am prezentat, după care să creăm și locuri de garaje. Deci garajele nu vor fi desfințate, ci vor fi modernizate și cel care nu va avea garaj, mașina în garaj va fi amendat și vă spun eu clar că îi se va lua și garajul și absolut tot. Deci mașina în garaj poate să pună pe lângă mașină și murături și lemne și biciclete, că în cap, da, toate aceste lucruri pe lângă mașină, dar nu mașina afară și garajul, am văzut paturi, canapele, televizor, da? Găini, și găini, șobolan. La școala a doua a picat gardul și am găsit un șobolan pe acolo și de la, pentru că aveau de sub găini. Da? Cam asta se întâmplă Mangalia în 2014, să știți. Dar nu au fost deranjați unii oameni pentru că nu mai votau. Nu voi lua niciodată măsuri electorale, chiar dacă acest lucru înseamnă a fi nepopular. Îmi asum acest lucru și am o singură rugăminte și cu asta închei. Rugămintea mea este, dacă nu vă place ceea ce fac, nu mă țineți până vreo 12 ani pe aici. Vă rog eu frumos, vă trimiteți acasă, cu toată echipa. Da? Vă mulțumesc frumos! Toate cele bune! Numai bine! Nu trebuie să ne facem datoria!